Conflictul de la Săboa dintre consilierul independent Eugen Cobzaru, primărița Valeria Dascălu, consilierii locali și funcționari din primărie pare a nu mai avea sfârșit. Extrem de activ pe Facebook, transformat în tribună de informare a prietenilor și neprietenilor despre ceea ce el numește mafia de la primăria Săboa, alesul local nu ratează nicio ocazie de a bombarda autoritățile statului cu plângerile sale. Și la ultima rundă de audiențe ținute de prefectul de Neamț Vlad Angheluță la Roman, Eugen Cobzaru i-a prezentat reprezentantului guvernului în teritoriu o nouă jalbă. Acolo avem o sesizare de la Inspectoratul de Stat în Construcții. În urma unor verificări au constatat faptul că nu sunt întocmite documentele legale vis-a-vis de eliberarea unei autorizații de construire. Urmează ca și noi, în corespondență cu Inspectoratul de Stat în Construcții, atât la nivel central cât și la nivelul județului Neamț, să lămurim această problemă și dacă este nevoie, dacă sunt premisele de nelegalitate întrunite, atunci să studiem și varianta anulării în instanță acelei autorizații de construcție. Prefectul susține că foarte multe din lucrurile sesizate de către consilierul Eugen Cobzaru nu se confirmă, dar că la toate trebuie să-i răspundă pentru că așa prevede legea. Sunt foarte multe plângeri ale domnului Cobzaru. Noi le tratăm cu maximă seriozitate pe toate. Este membru al Consiliului Local sau a fost? Pentru că, dacă nu mă înșel, a fost. Sper că a suspendat, iar la... A fost și suspendat. În urma corespondențelor cu el am făcut și o procedură prealabilă cu primăria Săboani. Multe din sesizările dumnealui nu se confirmă. Cu siguranță are un conflict constant cu toți membrii Consiliului Local și cu aparatul de specialitate a primarului și cu doamna primar de acolo. Deci cele mai multe sesizări ale dumnealui nu se confirmă și asta de fiecare dată îi transmitem în scris conform procedurilor legale în vigoare. Deja obișnuită cu șalbele consilierului Eugen Cobzaru, primarul Valeria Dascălu spune că doar într-o singură zi de la postul de poliție din Săboani au plecat către parchet 30 de plângeri penale împotriva sa, a consilierilor locali și a funcționarilor din primărie. Obișnuit cu domnul Cobzaru, el are ceva personal cu mine, lucru pe care îl declară, mă rog, mai mult sau mai puțin oficial, și prin mine cu toți cei cu care eu colaborez. Are impresia greșită că toată lumea mă acoperă, după cum spune el, că eu aș face mari greșeli. Mi-a făcut foarte multe plângeri penale. Numai săptămâna trecută am înțeles că postul de poliție Săboane a înaintat către parchetul Roman vreo 30 de dosare penale în ceea ce mă privește și pe mine, probabil și pe colaboratorii mei din primărie. Ce să vă zic? Domnului Cobzaru nu-i place nimic din ceea ce fac eu ca și primar. Probabil are impresia că dacă ar fi fost el, ar fi făcut mult mai mult sau ar fi fost mult mai corect. Conștiincios, consilierul Jelbar semnează condica zilnic în primărie, solicitând funcționarilor copii după tot felul de documente. Că vine zilnic în primărie de 3-4 ori, depune cereri, cred că are jumătate din arhiva primăriei oare acasă, mai are cereri pentru cealaltă jumătate să-i prezentăm, să-i le dăm. În măsura în care reușim să-i le punem la dispoziție, o să-i le punem, o să le studieze. Deci solicită lucrurile astea de foarte mulți ani și nu i-au ajutat la nimic. Prefectura a decis declanșarea unei proceduri de verificare a unei petiții referitoare la o construcție pretins ilegală și eventuala trimitere a rezoluției către instanță.